și ne-au rugat aproximativ 10 minute, s-a terminat de descărcat acest stil de cartofi pe care îl vedeți aici, 24 de tone de cartofi care au venit special pentru județul Suceava și județul Botoșani, care va fi împărțit săptămâna viitoare la familia fratei în nevoie. Săptămâna trecută, cu ajutorul Domnului, ajutorul astfel de transport, de aceeași cantitate a ajuns la Vaslui și a fost împărțit acolo. Săptămâna viitoare, tot la fel, va merge un transport la Bârlad. În urmă cu 3 săptămâni, Asociația Miros de Cer împreună cu MGM au trimis la Constanța, Tulcea, Megidia, tot un astfel de transport. Suntem nespus de bucuroși să vă mulțumim pentru că dumneavoastră faceți donații lunare, vă implicați cu anumite sume, noi putem strânge aceste sume de bani și să luăm cantități mari de cartofi pe care să-i împărțim la cei aflați în nevoie. Într-o lună de zile, prin harul Domnului, 100 de tone de cartofi au ajuns la cei aflați în nevoie. După pâinea, care este cel mai consumat bun alimentar din România, cartoful este pe locul 2. Pentru multe familii, acesta este ingredientul de bază. Domnul să vă răsplătească și să noteze sus în cer tot ce faceți prin intermediul asociației noastre pentru cei aflați în dificultăți. Vă mulțumim!